Bank, jetzt Claudia Tapadel. Mulțumesc, domnul președinte. Îmi face o deosebită plăcere și chiar mă bucur că discutăm astăzi în Comisia de Transport și Turism despre turismul sustenabil, mai ales în contextul în care anul următor, în 2017, Organizația Mondială a Turismului a desemnat acest an ca fiind anul dezvoltării durabile a turismului. Și eu îl felicit pe domnul profesor pentru studiul extraordinar făcut și trebuie spus că în prezent tot mai multe regiuni își dezvoltă industria turismului, ceea ce este evident benefic, însă în același timp este clar că acest fapt are un impact puternic asupra nivelului de poluare, asupra resurselor naturale și în general asupra modelelor de consum ale oamenilor. Și cred că cu toții trebuie să fim pregătiți să oferim soluții care ar răspunde acestor preocupări și ar contribui la strategia Uniunii Europene de combatere a schimbărilor climatice. Evident, așa cum este cunoscut de către colegi, pe durata acestui mandat mi-am propus să sprijin activ dezvoltarea turismului în Europa, dar și dezvoltarea sustenabilă și durabilă a turismului. Evident că împreună cu colegii mei am avut mai multe reușite în acest sens și aș vrea să menționez una dintre reușite și anume organizarea la nivelul Parlamentului European a unui eveniment cu ocazia Zilei Internaționale a Turismului, cu participarea extraordinară atât a colegilor mei din Parlamentul European, dar și a celor doi comisari care au în subordinea lor domenii ce țin de turism, comisarul pentru educație și cultură Tibor Navracici și comisarul european pentru piață internă Elisabeta Biencovska. Evident că motivul acestei reuniuni a fost festiv, dar dincolo de aspectul festiv, am avut obiectivul principal al acestui eveniment, a fost unul de mobilizare în fața provocărilor cu care se confruntă turismul în Europa și evident că provocările ce țin de sustenabilitate, de durabilitate, provocările ce țin de schimbările climatice trebuie luate în considerare. În acest moment consider că în Uniunea Europeană avem nevoie de investiții substanțiale, atât în infrastructură, dar și în întreținerea obiectivelor culturale și a capitalului uman și nu trebuie exclus din această discuție investiții substanțiale pentru protejarea capitalului natural pe care îl deține Europa. Din acest motiv m-am folosit și de prezența celor doi comisari pentru a reitera nevoia de a avea o strategie europeană pentru turism, o strategie care să coordoneze activitățile de la nivel local, regional și național cu cele de la Bruxelles și o strategie care să ia în considerare toate aspectele complexe care influențează turismul. Ca să revin la studiul prezentat astăzi aici și referitor la cele mai bune practici pentru o dezvoltare sustenabilă a turismului, pot să spun că susțin cu căldură și cu încredere recomandările comunicate. Într-adevăr, dezvoltarea turismului durabil înseamnă găsirea unor noi modalități de a încuraja turiștii să opteze pentru locații mai puțin cunoscute, dar totuși interesante. Pentru că sunt româncă, am să dau exemplul Deltei Dunării, din țara mea natală, din România, care este un ecosistem unic și cu o floră și faună extraordinară. Însă, în același timp, dorința de a oferi astfel de locații cu un mare potențial natural turiștilor trebuie să fie echilibrată de dorința de a proteja aceste spații naturale unice și a nu fi afectate de dezvoltarea turistică. Mai mult decât atât, doar prin susținerea și promovarea unor destinații durabile, dar și prin îmbunătățirea transportului local și a celui de la și până la destinațiile respective, vom putea contribui la direcționarea mai multor valuri de turiști către aceste zone. Iarăși și aici trebuie tras un semnal de alarmă, pentru că dacă mă refer la exemplul menționat anterior, la Delta Dunării, avem transportul fluvial, care și acesta trebuie făcut de o manieră sustenabilă pentru a nu afecta flora și fauna maritimă și de asemenea flora și fauna care se află pe lacurile din zona Deltei Dunării și astfel de locuri minunate se găsesc și în alte țări și regiuni din Uniunea Europeană. O altă mențiune pe care aș vrea să o fac este o mențiune generală, nu legată în special de acest raport, se referă la ceea ce ne-a comunicat Ișvan puțin mai devreme, referitoare la Capitala Europeană a Turismului. Profit că este prezent aici și Carlo Corața, care reprezintă Comisia Europeană. Aș vrea să vă... Nu știu exact, recunosc că încă nu știu toate detaliile legate de acest proiect, însă mi-aș dori foarte mult ca
în viitor să avem, să acordăm titlul de capitală europeană a turismului, nu celor mai cunoscute capitale europene, pentru că ele deja sunt prin sine însăși niște capitale europene ale turismului prin numărul mare de turiști pe care le atrag, dar să putem oferi acest titlu și posibilitatea de a le promova la nivel european unor orașe din statele noastre care au un potențial turistic imens, unor orașe cu o cultură extraordinară, unor orașe poate care reprezintă, se află în zone naturale extraordinare și care într-adevăr ar merita, orașe care au posibilitatea prin această titulatură să fie mai bine cunoscute la nivel european și internațional și să atragă mai mulți turiști. Și nu în ultimul rând, într-adevăr, aș vrea ca la finalul acestui mandat să reușim să avem o strategie europeană de promovare și dezvoltare a turismului și, evident, o strategie care să ia în considerare aspectele ce țin de sustenabilitate și durabilitatea turismului european. Vă mulțumesc frumos!